Vă rog. Propus un alt președinte de ședință. Vă rog, propune. Nu mă lăsați ca președinte de ședință, nu? Stați care e semnul de vă. Domnul Lază. Mă pune de motivă. Cine? Domnul Lază. Domnul Lază? Ați fost? Cine n-a mai fost? Cine n-a fost acolo de ședință? Domnul Lază. Și vreți să fiți președinte? Sunteți de acord cu propunerea noastră? Da? Haideți, domnul. Eu m-am divulgat că l-am fost. Haideți. Foarte bine. Prin care se solicită aprobarea excluderii din asociații de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizarea Bacău a UAC Oraș Comănești. Așa. Referendumul numărul 1724-26 martie 2018, a doamnei Olaru Cristina, inspector în cadrul primăriei Mănăstirea Crașin, prin care solicită rezilierea contractului și darea răsclădirii a sumelor datorate a unui număr de 3 concesionari care aveau contracte de concesiune în satul Scutaru de câte o suprafață de 1000 de metri pătrați, teren destinat construirii de locuințe sau case de vacanță. HCL-ul numărul 29 din 27 iulie 2006, privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Mănăstirea Crașin și dreptul Bacău. În temeiul prevederilor articolului 68 alineatul 1 și ale articolului 115 alineatul 1 litera A, din legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală republicată cu modificări și completări ulterioare. Dispune articolul 1. Consiliul Local al Comunii Mănăstirea Crașin și județul Bacău se convocă în ședință ordinară în data 2 aprilie 2018, începând cu ora 16 în sala de ședinții de la primărie, având ca proiecte pe ordinea de zi următoare. 1. Alegerea președintelui ședinței pentru următoarele 3 luni. 2. Aprobarea excluderii din asociație de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău a UAT Oraș Comănești. 3. Aprobarea rezilierea a trei contracte de concesiune pentru terenuri situate în satul Scutare, destinate construire de locuințe sau case de vacanță și darea în scădere a sumelor datorate de aceștia. Articolul 2. Prezenta dispoziție va fi afișată la vizierul de la primărie și va fi comunicată instituție prefectului județul Bacău pentru controlul legalității acestea. Ședința e publică, semnează domnul primar, ca vicepregat, secretarul Comunii Mănăstirea Crașin, domnul Dărâmă. Dăm cuvântul lui domnul primar să se supuneți, supuneți la vot. Să pune la vot ordinea de zi, dacă sunteți de acord. Sunt abțineri? Împotrivă? Nimic. Mulțumim. Deci dăm cuvântul domnul primar ca să prezinte materialul. Așa cum v-ați dat seama, cred că
principala motivație a comunicării ședinței Consiliului Local a fost problema Omăneștiului. Și o să dau citire adresei care ne vine din partea Asociației Dezvoltare Comunitară și o să vedeți intercomunitarii de salutizare și o să vedeți motivele care au stat la baza solicitării adisului, da? Și este vorba de adresa 577 de la ADIS, care spune următoarele. Atașat prezinte adrese, veți regăsi proiectul de HCL privind aprobarea excluderii UAT Oraș Comănești din cadrul ADIS Bacău, în temeiul prevederilor articolului 12.4 din statutul asociației, motivat de faptul că UAT Comănești, prin HCL 3 din 30.3.2018, nu a aprobat contractul de delegare care urmează să fie încheiat cu operatorul desemnat câștigător. Contractul de delegare referit mai sus este contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de operare instalații deșeuri municipale în județul Bacău. Rezultatul în urma procedurii de achiziție publică de tip licitație deschisă, derulat de ADIS Bacău în numele și pe seama tuturor OAT-urilor membre, iar operatorul desemnat câștigător este asocierea dintre SC Ecosud S.A. București, lider al asocierii, SC Hike Sorteni S.A. București și SC Anduna Serpimop SRL București. Autoritatea deliberativă a orașului Comănești a aprobat un alt contract de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de operare, instalații deșeuri municipale în județul Bacău, față de cel rezultat ca urmare a desfășurării și finalizării procedurii de licitație publică, organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare instalații deșeuri municipale în județul Bacău, aprobat de toate celelalte unități administrativ-teritoriale din județul Bacău. În fapt, a fost aprobat prin HCL un alt contract de delegare decât cel care urmează să fie încheiat de către ADIS Bacău în numele și pe seama membrilor cu operatorul desemnat câștigător. Subliniem faptul că varianta finală a contractului de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciului de operare instalații deșeuri municipale în județul Bacău, care trebuie în preambulabil aprobată de Consiliul Local al orașului Comănești, înainte de adoptarea hotărârii AGA din Bacău, este rezultatul finalizării unei proceduri de atribuire inițiată prin licitație deschisă în vederea atribuirii contractului de concesiune cu obiectul delegare prin concesionarea a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău, cod CPV 905002-7712-007-905130-06-905140-03-905310-08 anunț de concesiune SA 2512 din 13-6-2014 organizată și desfășurată de către ADIS Bacău în calitate de autoritate contractantă în baza mandatului acordat în acest sens de toate unitățile administrativ-teritoriale din județul Bacău prin autoritățile lor deliberative. Solicitarea OAT Comănești referitoare la plata de către operatorul de colectare și transport deșeuri al orașului respectiv 10 ei cu Valea Muntelui SRL a contravalorii cantității de deșeuri către asocierea SC Ecosud S.A. București, lider al asocierii, este expres întârziat în cadrul contractului de delegare pentru toți operatorii de colectare și transport deșeuri din județ. Aprobarea hotărârii Consiliului Local al orașului Comănești, care modifică un contract, a cărui variantă finală rezultă din finalizarea unei proceduri de atribuire inițiată prin licitație deschisă, care a avut la bază o documentație de licitație aprobată de toate unitățile administrativ-teritoriale din județul Bacău, prin autoritățile lor deliberative, din care face parte și secțiunea 4, condiții contractuale, contract de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, sușită de ofertanți, completată cu propunerea tehnică și cea financiară a ofertantului declarat câștigător și clarificările publicate în SEAP, are drept consecințe. 1. Asociația de dezvoltare intercomunitară se află în imposibilitatea încheierii contractului de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciului de operare instalației deșeuri municipale în județul Bacău cu asocierea SC Ecosud, lider de asociere și ceilalți High Sorting și Anduma Serpimop SRL București.
și în consecință nu poate respecta mandatele acordate în acest sens de toate unitățile administrative teritoriale din județul Bacău și nici dispozițiile articolului 88 litera A din legea 100/2016 și ale articolului 91 din hotărârea Guvernului 867/2016, fiind pasibilă de plata unor despăgubiri, atât către UAT-uri, cât și către ofertantul declarat câștigător. Consiliul Județean Bacău implementează proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău cu valoare totală de 148.508.333 de lei. Finanțat din fonduri europene nerambursabile în cadrul programului operațional sectorial mediu 2007-2013, axa prioritară 2, post mediu, dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric. Având în vedere faptul că activitatea de depozitare a deșeurilor în celula 1 va înceta inevitabil în perioada imediat următoare, din cauza atingerii capacității maxime de depozitare și că depozitul conform din municipiul Bacău este unicul depozit ecologic din județ, este imperios necesară încheierea contractului de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de operare instalații deșeuri municipale în județul Bacău cu asocierea SCI Ecosud S.A. București. În timp util, pentru a putea asigura continuitatea depozitării deșeurilor colectate. În caz contrar, în absența aprobării prin hotărâre AGATIS Bacău, care necesită în mod obligatoriu, conform prevederilor statutare, acordul exprimat prin HCL a tuturor membrilor și îmbuternicirea expresă a reprezentanților membrilor de a vota în cadrul AGA a atribuirii și încheierii contractului de concesionare pentru delegarea serviciului, gestionării serviciului de operare instalații deșeuri municipale în județul Bacău, cu asocierea SCI Ecosud S.A., operatorul desemnat câștigător se va afla în imposibilitatea desfășurării activității depozitării deșeurilor în celula 2 și operării instalațiilor de deșeuri, stații de transfer, compostare, sortare, consecința fiind o situație de criză care a afectat tot sistemul de salubrizare cu impact asupra populației din întregul județ. Imposibilitatea semnării și derulării contractului de delegare a serviciului de operare instalații deșeuri municipale în județul Bacău poate avea ca urmare aplicarea unei corecții de 100% la proiect. Consiliul Județean Bacău cu obligația returnării tuturor sumelor primite ca finanțare din partea Uniunii Europene. Totodată, vă reamintim prevederile statutului ADIS incidente în materie. Articolul 12, calitatea de asociat încetează în cazul retragerii sau al excluderii din asociații, conform prevederilor prezentului articol. În cazul în care un asociat nu aprobă contractul de delegare ce urmează să fie încheiat cu operatorul desemnat sau se retrage unilateral din acest contract, indiferent că retragerea are loc înainte sau după intrarea în vigoare a respectivului contract de delegare, acesta va fi exclus din asociație. Președintele asociației va convoca adunarea generală în cel mult 30 de zile de la data la care s-a luat cunoștință despre respectiva situație. Adunarea generală va hotărâ excluderea din asociații, va analiza consecințele excluderii și modificările ce se impun în contractele de delegare, în special cu privire la investiții, în conformitate cu prevederile contractelor de delegare respective și va hotărâ modificarea corespunzătoare a prezentului statut și a actului constitutiv al asociației. Este asimilat refuzului de a delega gestiunea serviciului și neadoptarea în două ședințe consecutive ale autorității deliberative a respectivului asociat, a hotărârii de aprobare a delegării gestiunii serviciului către operatorul desemnat din alte motive decât un vot negativ. Orice membru care se retrage sau este exclus din asociație este obligat să plătească sumele corespunzătoare investițiilor, modernizare, reabilitare, bunuri noi, indiferent dacă sunt extinderi sau înlocuiri, în infrastructura aferentă serviciului delegat, de care a beneficiat pe durata cât a fost membru al asociației. Sumele prevăzute ca despăgubiri în contractele de delegare. Articolul 16.1. Adunarea generală a asociației îndeplinește atribuțiile care îi revin conform articolului 21 al liniatul 2 din OG 26/2000, aprobat cu modificări și completări prin legea 246/2005, precum și atribuțiile speciale prevăzute de prezentul statut în exercitarea competențelor privind serviciul, conform mandatului încredințat de către asociați prin prezentul statut. 2. Atribuțiile adunării generale ale asociației cu privire la activitatea proprie sunt
modificarea actului constitutiv și a statutului asociației, aprobarea primirii de noi membri în asociație, a retragerii și excluderii unor membri din asociație, orice alte atribuții prevăzute de lege sau în statut. Atribuțiile adunări generale ale asociației cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociație conform articolului 5 din anul 2 sunt să stabilească o politică tarifară coerentă la nivelul întregii arii a serviciului, să aprobe următoarele documente elaborate și prezentate de Consiliul Director conform articolului conform articolului 23 aliniatul 3 litera B din prezentul statut, studiile de oportunitate pentru delegarea gestiunea celor activități componente ale serviciului privind colectarea deșeurilor, transportul acestora și exploatarea stațiilor de transfer. Documentația de licitație, inclusiv condițiile de participare și criteriile de selecție a operatorilor organizate în vederea atribuirii contractelor de delegare a gestiunii privind aceste activități. Caietele de sarcini și regulamentul consolidat și armonizat al serviciului pentru întreaga sau fiecare arie a delegării. Articolul 17, punctul 1, în temeiul articolului 16 alineatul 3, adunarea generală a asociației hotărăște asupra aspectelor legate de obiectivele asociației, având în vedere interesul comun al asociațiilor în special. Strategia de dezvoltare, implementarea și finanțarea proiectului, dreptul de proprietate asupra bunurilor, contractele de delegare, politica tarifară, în funcție de specificul serviciului, de activitățile componente ale acestuia, aflate sub responsabilitatea fiecărui asociat și de strategia de dezvoltare, gestiunea serviciului, respectiv a activităților componente ale serviciului după caz, precum și concesiunea sistemelor de utilități publice aferente serviciului sau activităților componente ale serviciului, vor fi încredințate uneia sau mai multor operatori în baza unui sau unor contracte de delegare. Contractul sau contractele de delegare a gestiunii serviciului componentele serviciului vor fi atribuite conform prevederilor legale în vigoare și vor fi încheiate cu operatorul de către asociație în numele și pe seama asociațiilor care delegă împreună prin același contract de delegare activitățile componente ale serviciului aflate sub responsabilitatea acestora. Asociația va exercita în numele și pe seama asociațiilor drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în calitate de delegatar conform prevederilor prezentului statut. Articolul 18. Reprezentanții asociațiilor în adunarea generală a asociației sunt responsabili pentru activitatea lor în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Articolul 21. Hotărârile adunării generale a asociației luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la articolul 16 alineatul 2, litera I și J și articolul 16 alineatul 3, litera A, C, D, F și G nu pot fi votate de reprezentanții asociațiilor în adunarea generală a asociației, decât în baza unui mandat special acordat expres în prealabil prin hotărârea autorității deliberative a asociatului a cărui reprezentant este. Vă reamintim faptul că, la data prezentei, 93 de OAT-uri membri ADIS au aprobat prin HCL-HCG, respectiv hotărârii Consiliului Județean, atribuirea contractului de delegare către operatorul desemnat câștigător, Ecosud SA. Doar orașul Comănești nu a aprobat acest contract. Iar în vederea deblocării situației referitoare la depozitarea deșeurilor și semnarea contractului, singura opțiune este excluderea OAT Comănești din cadrul asociației, având în vedere cele expuse anterior, precum și necesitatea aprobării prin hotărârea ACADIS Bacău, atribuirii și încheierii contractului cu operatorul desemnat câștigător, Ecosud SA București, și semnat de către președintele asociației a contractului de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de operare a instalației deșeuri municipale în județul Bacău, în vederea asigurării pentru toate OAT-urile membre ale asociației a serviciului de operare, instalații, depozitare, transfer, tratare, sortare, compostare, asigurării colectării selective a deșeurilor în condițiile epuizării capacității de depozitare a deșeurilor în celula 1, operată de către Primăria Municipiului Bacău, vă solicităm să supuneți în regim de urgență aprobării Consiliului Local al OAT-ului reprezentat de către dumneavoastră în calitate de primar, în urma primei ședințe, proiectul de HCL, atașat, prezente și să transmiteți hotărârea astfel adoptată către ADIS Bacău. Semnează președinte, director Seto și președinte Brașovean. Situația este un pic complexă. Adică, a
ați văzut că în 2014, cum vreau să vă explic într-o câteva ce se întâmplă, că o să înțelegeți mai ușor. Deci în 2014 s-a scos la licitație atribuirea contractului de concesionare cu obiectul de legare prin concesiunea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău. Asta înseamnă că tot ceea ce s-a construit pe proiectul ăla cu finanțare europeană, inclusiv celula de românești, sortare și așa, toate chestiunile astea care s-au construit la nivelul județului Bacău trebuiau să fie preluate din operator și să înceapă să devină operator. Deci, licitația a început în 2014, suntem în 2018. Au fost contestații, peste contestații și așa mai departe. Acum când s-a ajuns în momentul încheierii contractului, Comăneștiul vine și spune, doamne, noi nu semnăm contractul cum vreți voi. Dar nu a aprobat inițial, de fapt. Contractul a fost aprobat de toată lumea inițial. Una la mână. Doi. În momentul în care tu scoți la licitații, pe SEAP, pui un anumit tip de contract pe care noi voi să-l schimbi. În momentul în care l-ai schimbat, înseamnă că tu ai schimbat condițiile atribuirii. Și automat tu ești responsabil. Adică, cumva, Comăneștiul încearcă acum să mute niște, să facă niște pași, să forțeze asociația să facă niște pași ilegali. Da? Ei, practica asta blochează absolut toată activitatea distrului. Doi, celula 1 începe să umple. Adică e aproape de epuizare. A trebuit să înceapă să activeze celula 2. Nu se poate din cauza că nu-i semnat contractul de legal. Acum, ce se întâmplă? În momentul în care toate OAT-urile spun, doamne, suntem de acord ca și, deci e graba. Așa. În momentul în care toate OAT-urile spun, doamne, suntem de acord ca să fie exclus Comăneștiul, pentru că nu se raliază sub nicio formă cu celelalte entități, trebuie schimbat statutul, actul constitutiv, iar trebuie să te duci la judecătorie ca să-l scoți din astea. Și abia după aia, deci termenele sunt atât de strânse, încât poți să ai ocazia să rămâi și la un moment dat să spui, domnule, mai avem strânicul meu și mai avem să-l ducem. Deci din cauza asta, lucrurile nu sunt chiar simple, știi, că așa zice, băi, ce mare lucru aprobăm noi. Lucrurile sunt destul de complexe. Plus că e vorba de bani europeni. Bun, plus că e vorba de un proiect obținut prin bani europeni. Vă dați seama că sunt 100 și... Cât am zis? 160, 180 de milioane de lei. Nu? Am zis la un moment dat sumă. O grămadă de bani. 148, 508, 333... 148 de milioane, 508.333 de lei. Atât a fost valoarea proiectului pe post mediu. El are 4 ani de zile care trecine cu licitația. Da, cam asta e situația și din cauza asta se și cere. Vă dați seama că nu s-au încercat diverse negocieri, că procedura asta de excludere este una destul de complicată. Da? Deci dacă nu întrunești majoritatea, în Consiliu, exact ca dacă nu întrunești majoritatea, nu se întâmplă. Și atunci ai blocat absolut tot. Din cauza asta că uneori e ușor să faci o asociere, dar e foarte greu să miști. Că dacă unul singur nu se pune în contra, trebuie să modifici toată. Da. Da, comentarii pe imaginea. Nu aștept prezentări, dacă sunt o da? Aveți cuvântul, domnul. Domnul primar, v-aș întreba noi, ca și comună de 4.000 locuitori, avem dreptul să excludem din asociația asta primar de municipiu, să fim de acord cu ei. Deci noi suntem membri cu drepturi egale în cadrul unei asociații. Toate primările din... Toate cele 93 de primării, da? Are convocator în sensul ăsta toate primările din toate, da. Din... Păi, din cunoștințele mele, pe domnul primar de la Comăneci, nu este de acord cu un singur lucru. Exact cum spuneați domnul Deloie și cum spun și eu acum. Nu este de acord să plătească în stilul ăsta, cum plătim și noi. Deci la cantitate. Dorește, dar la cantitate. Deci, și v-am spus, și societatea asta... Chestiunea cu plata s-a rezolvat. Deci chestiunea, exact cum s-a rezolvat cu Dărmăneștiul, și cu Măineștiul, tot la fel să rezolvași cu Comăneștiul. Da? Deci nu mai este problema plății. E problema că ei nu aprobă contractul de delegare a gestiunii.
Și în momentul în care nu aprobă contractul de delegare a gestiunii, practic ai blocat un județ întreg. Păi îl obligă să plătească după... Ați auzit undeva că s-a pomenit de plată? De diferențe de plată? De aici a plecat toată treaba. A, bine. Sunt mult mai complexe lucruri. Nu de aici a plecat. Am fost în centru... Mai aveți ceva? Nu, asta. Alte persoane, dacă au uitat ceva, vă scrieți la frun ceva? Mai aveți? Discuții? Nu? Dacă nu, supunem la vot. Dacă sunteți de acord cu excluderea moarte, dumneavoastră vreți discuții? Nu? Dacă sunteți de acord cu excluderea Comăneștiului din asociația asta aici acum, da? Care vede? Bun. Abține? Abține. Nu abține. Împotrivă? Împotrivă? Dar eu votez pentru. Deci au depus solicitări urmașii că vor să le rezilieze? Da.
Bineînțeles că noi am identificat ce spun ei și i-am luat pe fiecare. Doamne, ce vrei să faci? Mai faci ceva sau te îndreptă? Au ceva construit. Dacă aveau ceva construit, probabil era. Ia, bă. Vede asta. Nu am fost trecut de clauze de genul ăsta, contractul de concesiune. Se reziliază cu acordul părților, un caz de neplată și așa mai departe. Da, deci se poate lua în caz de neplată. De exemplu, caz de neplată, se poate rezilia în caz de neplată, înseamnă că debitorul trebuie să vină să-și achite clauză la zi. Adică tu îi invoci în instanță, dar eu acum în instanța trebuie să chem urmașii. Nu pot să mai chem de cel 10 de ani, în instanța nu mi-e zice, băi, dar cum să-l chem pe el la primul mod? Da. În urma de spate, 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 dacă ei dezbăteau moștenirea și rămâneau un moștenitor, puteai să acționezi în judecatul moștenitor. Dar dacă n-au dezbătut moștenirea, n-ai ce să. Dar asta nu poate face parte dintr-o moștenire asta. Cum să nu? Moștenirea și activă. Iau un drept. Da, eu am trebuit. Moștenirea și activă și pasivă. Dar ce vă referiți? La fapt, ai un contract de concesiune? Da. E moștenirea. E moștenirea de concesiune într-o moștenire. Nu știu dacă e. Da, în fine. Este un juridic. Dacă ar plăti 24 de ani și ar fi al 25-lea Gaspar să vină să-l cumpere, fii sigur că ar plăti. Moștenitorul. Vă dați seama, dacă era, avea ceva construit acolo, era interesat. Da, supuneți la vârstă, dar nu mai știu. Nu, rezilierea. Rezilierea și... Da, suntem de acord cu rezilierea acelea. Trei contracte. Trei contracte. Și scutirea de acolo. Rezilierea. Rezilierea, da. Și rezilierea și rezilierea debitelor. Pe cine mai urmă de la debitelor? Păi, dar de cât timp nu sunt plătite... Și aici e un problem. Păi, dar bineînțeles, cine trebuia să... Da, la toate trei, m-am spus, Adina mi-a spus. La toate trei, este vorba de 11.000 de lei la toate trei. Din care majorări de întârziere și vorba de 5.000 de lei. Deci numai majorări des. Deci există un contract și de regulă se ține cont de contractul respectiv. După un an de zile, dacă omul a venit să-și plătească terenul, clar, se acționează, fie se reziliază imediat, nu se stă să se acumuleze o asemenea datorie. Așa trebuie necuință. Acum, a fost un contract, a fost așa, cum a fost atunci. Dar nu cum a fost, deci un contract este contract, cum a fost acum. E un contract, e un contract și contractul respectiv are, este lege. Este lege. Da. Deci se spune că dacă nu se plătește un an de zile, cine trebuia să ia angajați aici la primărie, care trebuie să meargă la oameni și să ia banii pe așa, deci trebuia după un an de zile, domnule, n-ai achitat, să reziliază contractul imediat. Doamnă, nu se stă să se achitat. Știți care e răspunsul? Vă spune ce vă spunea la. Domnule, îmi dat un contract, mi-ai spus să mi-aduci apă, mi-ai duce aia, mi-ai duce aia. Păi da, e și asta o problemă. E și asta o problemă. De asta rămâne la trebuie să reziliem, pentru că nici noi nu am ținut ca și Consiliul Local. Păi nu noi, Consiliul Local, că nu eu trebuia să mă duc în calitate de consilier, să duc apă acolo, cu găleata. Doamnă, dacă aveam bani, bine. Așa, spuneți, crezi că spuneți așa, da, nu? Da. E bine așa. Da, da, să spunem. Da. Nu, nu, dar să spunem. Da, da, da. Deci, să punem la vot. Dar să spunem la vot, da? S-a votat. Ce se spune? Rezilierea. Rezilierea contractului. Și stingerea datoriilor. Rezilierea contractului. Rezilierea sumei respectatorate. Păi da, de exemplu, eu sunt de acord și cu rezilierea contractului, dar darea în scădere mă abțin. Pentru că nu sunt convinsă că este legal așa. De la darea în scădere a sumei, de la reziliere, da, dar darea cu ștoamță. Aici cineva care se abține? Că nu, tu crezi că e... La sumea de acord. Doamne, trebuie să-ți spune. Nu mă știi să spune.
Da,
Pătrunul este de scurt, de la mentorul de neală la mâine are cioatele însunat. Păi, și corect așa? Da. Atât am da. Domnul primar, este luna aprilie. Da. Domnul Cipotar, este luna aprilie și vă rog din suflet, când va fi ședința asta puternică la primărie, aici, în legătură cu patroni ăștia de oi, de cape, de mama dracului ce mai au, sperăm că proprietățile noastre să rămână proprietăți. Nu izlazul comunal, nu izlazul lor. Cu asta să fie treaba clară. Deci e ultima oară când spun lucrul ăsta și voi la postul legal. Păi nu se poate așa ceva. Păi mi-am luat 25 de plâns, să vedeți acum. Nu mai sesizare la poliție în momentul în care ce vă deranjat proprietatea? Ce îmi face mie poliție? Păi șați, da, astfel cum spuneți dumneavoastră? Cum vă spuneți ca să vă... Ce îmi face dumneavoastră? Nu, eu vă întreb dumneavoastră, cum propuneți ca să... Păi aici vin la ședință să le atrageți atenția, să folosească izlazul care îl are în custodie, nu proprietățile cele. Noi, când se încheie contractul cu ei, cu asociațiile, se încheie... Mă dați seama, dar cum ați sună de capre pe ideală ăștia al... Deci, lăsați-vă dar, ne-ați știți foarte bine cum se face. Se încheie contractul pentru coșunat pe izlazul comunal, nu se încheie pe proprietățile particulare. Păi ce caut acolo? Le-ați mai trimis adresa aia pe care s-a fost o hotărâre din Consiliu, prin care se hotărea până la data de 25 octombrie, începe să termină coșunatul. Deci la momentul semnării, după da, este un contract de coșunat. Este un contract de coșunat. La data semnării se pun în... Să aducă conștiință și perioadele de pășunat și blocul. Aici și... Deci, astea sunt chestiile. Vorbeam la concret. De exemplu, sunt care își organizează pășunatul pe suprafețe particulare. Da? Dar ca măsură represivă, ce avem noi de făcut? Cine acționează asupra lor? Cine trebuie să la poliția pentru încălcarea proprietății private și pentru distribuție? Deci poliția. Da, deci poliția. Poliția, clar. Deci în momentul când l-ai găsit acolo, sună omul să vină poliție. Nu ai și noi posibilitatea de a le aduce la pășunat. Dacă tu într-un an de zile, în anul ăsta, nu ai respectat ce am stabilit, anul viitor nu mai da. A, dar nu despre asta vorba. Vor nu încalcă să respectă. Deci la noi, să zic, s-ar putea face o chestie de asta pentru cei care organizează pășunatul pe izlazul comunal. Da. Înainte nu era tot repus să stângi lângă proprietățile. Stângi aici la pădure, la deal, în stânga, în dreapta. Acum vine oile de la Cașin, vin până aici, de la Curci, să vin aici la Curci. Nu se poate așa ceva. I-a zis totul. Vacile de la Cașin, vin până dealul acolo. Îl întreb până unde aici, că e inclusiv pârloage. Bă, care e pârloage? Stai, tată, că nu-s pârloage, proprietatea omului. Înainte, proprietatea era păstrată, era un contract cu Rocolo Silvic și... Deci, sesizări. Fără sesizări nu se poate face nimic. Absolut nimic nu se poate face. Face sesizare, martori și așa mai departe. Se poate da amendă pentru pășunat în zone neautorizate. Dacă 25 de plâni nu mai dau fund, dar la ea ai distrugere. Ce faci? La Farcaș la fel, dezastru, e prăpăcie. Deci ai distrugere. De ce așa ați bajut munca urmă? Eu am rugat... Da, mai am două subiecte, dacă vreau să vorbim. Mai aveți două subiecte. Pe teritoriul meu. Revin și vă rog de tot suflet să luați măsuri urgente cu repararea drumului ăla și stagnarea ăsta, să nu mai treacă cu tirurile pe acolo. Dom'le, a nenorocit tot drumul Brănișteanului. De la drumul Zețeanul 115, până în Hotar cu Vrancea, să mergeți acolo să vedeți ce. E teroare. Deci nu mai există nimic pe drumul ăla. Au fost perioade când s-a restricționat circulația. A venit domnul Vici cu buldor, a făcut ceva ca să putem trece. Într-un sfert de oră a trecut tirului, iar a făcut nenorocirea. Și apoi să mă ierte domnul, răspuns din partea domnul Vici, să mă duc să dau chef din geam. Păi nu se poate așa ceva, domnul Vici. Să instigați. Asta e o... Cum? Ce? Păi... Nu la un moment dat glumim. Dar ce glumă, mamă, a glumit cu Bogotá. Haideți să fim serioși. Asta e realizarea drumului.
Domnul Vicea, hai să fim serios. Am gândat că nu-i bun nici ce am făcut, nu-i bun nici ce nu-i bun. Nu-i bun. Nu-i bun. Nu-i bun. Ce ai vrea să faci? Păi, dar ieși în stradă, ieși în stradă, dar nu-ți dai chet în genul. Ei, nu. Am zis ieși în stradă. E, da. Telefonul nu minte. Domnul Noriș, vă dăm. Situația drumului, cred că nu mai reluăm acum. Păi nu reluăm, dacă eu o spun în urmă și ce vă spun în urmă. Dacă o spuneți și eu prevăd că o să mai spun, tot o să mai spune, să știi. Păi da, dar ați încercat să asfaltați altă uliță în altă parte, nimic. Da, dar nu o să pot să-l asfaltez, de-a Nicule, să-ți iasă din cap că-l asfaltez pe el. Doamne, nu asfalt, n-am de ce asfalt. Ascultă-mă ce spun eu. Dar Petru Concrasat este oporul lui drumul, da? Dar Petru Concrasat adusă de la deal cu camionul și presat, a spus o leacă de nisip. Ceea ce pot să fac, și a fost și timpul, uitați-vă, de exemplu, toată mănăstirea s-a spart toate drumurile, nu s-a spart numai la Haloș jumătate. La Haloș s-a spart la drumul, să trece cu greutate exact. Și drumul nu există, mai ales că a fost timpul care a fost. Da? A fost... Dar există o lege la Bocol, în momentul când sunt indemnării, să oprești circulația. Uitați la drumul Hagi. Dacă poți să faci adresa la Opolul Silvic, ai zis că e rândul matare. Ce Dumnezeu îți spune tu? Nu, faceți dumneavoastră, în calitate de primar. Da, nu. E mai oficială. La mine nu o ia așa rog la... Păi eu ce spun? Nu te poți să faci chestii de astea. Dar am discutat deja cu George astăzi, cu băiatul, și am spus, doamne, este niște piatră, luăm, mâine este porțiunea. El a prea dat, e piatră cât în cap. Luăm niște ei de acolo, că doar pot au acolo. Am înțeles, dar nu se poate face, doamne, dar nu se poate face un vodorom tromb, o iei așa și gata, e terminat. Dar omul, dacă exploatează acest drum, nu e obligat ca să aibă și grijă de el? Își fac treaba cu păi, de dar de ce să fie o polemână? Hai să trece sub administrația cu părinte. Hai să trece sub administrația cu părinte. Nu înțeles că așa nu se poate face. Păi, dar eu ce vă explicam rândul de aici? Ei se feresc să facă chestiunea de asta. Că noi, automat, punem barieră și începem cu taxele. Și așa vine. Păi, dar nu... Oricum, mare lucru, dar și gata așa stau. Nu, mai am un pas. Și vă rog să mă scuzați, domn primar, dar de tura asta am venit cu documente ca să vă arăt clar că ceea ce am spus nu a fost calomnie, a fost un lucru real și corect din partea mea. Și țin să vă arăt. Început săptămâna 4 în ordine. Dar ce să facem, domnule? Ia uitați ce spuneți aici. În 28.9.2015, primarul Comunii Mănăstirea Cașe precizează că singurul impediment pentru funcționarea ferească a rețelei de apă este suficient în cantitate, este insuficient în cantitate de apă. Și se impune verificări dracului. Și vă dau ca să aveți, dar sunt convins că aveți și dumneavoastră. Nu, nu am. Ia să vedem ce am. Poftim și dumneavoastră. Mai ales că aveți cu tine. Așa, și în lumină. Poftiți și dumneavoastră de la mine. Să aveți și dumneavoastră, mă scuzați. Deci nu spun eu așa, de, că eu când deschid gura, să merg de Dumnezeu. Da, doamne, nu înțeleg ce ați vrut să spuneți. Păi, dumneavoastră niciodată nu înțelegeți. Deci aici e vorba de... Da. E vorba de șmecherie. Nu. De bani publici. Păi, doamne, îți loc două documente atașate. Vreau să mă luăm la cunoștință că... Domnul, ce vă dar, hai ca să rămânim. Ai atașat un document, unul e alt document. Sunt două documente și aici ai pus pagina 5 și 6 și din pagina le-ai dat pagina 1 și 2, vreau să spun, nu? Eu n-am tras la copii, că n-am bani să trag la copii. Nu, dar dacă ne-ai dat, explică-ne ce ne-ai dat. Nu ne... Păi, dar una este întreaga. De aia de la SRI, cum o faci? Nu de la SRI, că la SRI, nu știu, s-a sfărat să fie dumneavoastră. E pe susi? E pe susi sau cum? Susi de apă. Susi de apă, da. Așa, și? Hai, spuneți. Ca să... Poate reușesc o... Poate reușesc o lămurită. Păi, e ca și lămurită. A. E ca și lămurită, domnule. Și pe ce ne trebuie să mergă lămurită? Ce se face? Păi, nu știu. Dacă ține mersul la domnul primar, pe noi, vreau să spun că în dosarul 1417/2015 s-au confirmat 4 fapte acolo, inclusiv când am fost la domnul comisar Paraschiv, așa, mi-a spus un lucru foarte grav, că a reușit să recopere o sumă considerabilă de bani, o sumă care trebuia să facă roată.
acum vrea să trageți un acord. Ce v-a spus mai mult de dată? Dar așa că e interesant, spune. Ce v-a spus? Interesant, dar spune. Ce v-a spus că să recupera, să recupera. S-a recuperat o sumă deosebit de mare. V-a spus domnul Paraschiv. Da, domnul... Dar cine este domnul Paraschiv? Comisarul... Așa a recuperat în suma aia? A recuperat suma, da. Aha. Și? Și? Nu știu. Suma care trebuia să nu și la băgat s-a pus dar la tine a lui? Nu știu. Băgat pe treaba lui, nu știu. Păi dar nu. Păi de unde a recuperat tot un ceva? Dar de unde a recuperat suma, domnul Sfărat? Nu mi-a spus. Deci m-a spus la... Nu mi-a spus. Este așa destul de clar. Că l-am întrebat, zic, domnule, dar cât? Un milion, două, ce? Nu, domnule, o sumă considerabilă, domnule. A recuperat, a recuperat dânsul, domnul Paraschiv, a recuperat din cercetările făcute în dosar. Deci a recuperat domnul Paraschiv. Da, da, da. Da, interesant. Atunci ce trebuie să întrebăm domnul Paraschiv? Mă întrebați cu domnul Paraschiv. Da. Deci dacă v-a spus dumneavoastră. Da. Bun. Dar cercetarea nu s-a avut cu domnul Paraschiv. Nu știu, a fost un domnul Paraschiv. Păi era, era trimis de la Bacău, cum erau șefii mai economic acolo, trimis de la Bacău. Da, și asta era problema. Păi eu v-am spus ce am avut de spus, mai mult de atât. Dar nu să mai insist. Domnul Cimodă, dar ați mai spus-o, nu-i prima dată. Păi nu mai spun, că n-are rost, am documentat cu hârtie oficială. Nu era nicio... A, începerea urmării. Da. Ai dat cuvântul domnul Pare. Așa a început și cu urma asta urmării, că n-am și eu dat. De ce dă urmării? Punctul meu de vedere era tot cu drumul de casă de facem ăsta. Da. Pe unii, pe... Dar nu știu, mă gândeam să... Le radim cumva, să au da, cărăm la drumul ăla. Nu mai cărăm, tot cărăm, punem umple. Nu știu, acolo am văzut un autogreder la care rădeam. Nu face nimic. Deci, deocamdată, pentru noi a fost foarte important să se stabilizeze un pic timp. Da, da. A început să mai suce, să mai așe. Am început, de exemplu, când nu am băgat, aveam cu bazonii, unde am intrat, mai putea cu piatra cu casată și să așează destul de mult. Se face timp. Și urmează acum zilele astea, intrăm pe partea de Lucrești. Chiar azi, nu azi e ce de la stație. Spuneați un buldozer, domnul primar. Spuneați un buldozer. Cea mai indicată, și dacă băgați un buldozer pe... La început, dar ați terminat? Ați terminat? Nu, am legat cu drumul. Nu, lăsați-vă ca să discutăm, dacă v-ați epuizat asta, gata, nu. Da, nu atât am. Da. Da. Nu, tot așa, că au să prinsesc de oameni de pe primar, puteau să urce. Dar am înțeles că... Am intrat, s-a rezolvat. Am avut vreo două zone, una la Dodorache, unde au lucrat astăzi băieții, și am mai avut pe uliță la Bradaci, unde iarăși aproape de Nicolae Dobrojen, acolo era o porțiune rea tare. Și am fost acolo, cărat material, s-a așezat vinișoar. Și la Lupești a rezolvat o secretară. Mâine intră de la 2 pași către Hamuș. Da. Da, și... Se poate balastru și... Și, iată, și balastru, ce este nevoie să intervină în buldoze? Nu aveți și buldoze. Nu, nu, nu. Intrăm să completăm un pic, să putem arăta ca să cercuăm. Și pe drumul duce acolo, până la urmă, ce s-a hotărât cu accesul la proprietăți? Unde am venit? De exemplu, la proprietatea mea, la tare, cum? Să face iarăși câte un vot pentru două, trei proprietăți sau să reface accesul la fiecare proprietate, cum a fost? Că eu acum, A, la podețele din față, da. Fiecare își face podețul. Își reface podețul, fiecare. Nu, păi sunt... Eu vin și mă aduc o basucră de... Nu sunt fundat. Și se fundă. Nu, da. Fără să vă și atunci... Atunci vă pun să vă faceți autorizați construcții, domnul Brăzilie. Da? Da. Dacă e vorba de făcut așa. Un proiect? Un proiect? Da. Stă de dezacu. E complicat, vrea. Așa, și dacă îmi găsesc tot numai tu. Aia nu, dacă nu facem frumos așa, mai vedem cum o rezolvă. Da. Deci, până la urmă, ne facem noi. Nu, fiecare își face accesul. Nu avem fonduri prevăzute din astea ca să putem să facem. Era clar. Dar e simplu. Și-am ții betonat tot. Ți-ai betonat pe mine placă deasupra și-ai terminat bălciul. Dar ce spuneți? Accesul betonat și în extraterinat. Vine betonat și în extraterinat. În extraterinat. Deci,
Deci eu am făcut să-l poartă frumos la vreo. În extrabilan va veni șans betonat și în extrabilan. La, la fel ca în fața poartă. Nu știam la ce am făcut. La mine la poartă era foarte singur, n-am ce la lume. Nu, vine șans, șans betonat în față, ca să... Nu, la poartă mi l-am făcut de singur. Da. Dacă sunt vă referiți la locuințe. Da, domnul președinte. Domnul președinte, și-a luat și el cuvântul. Da, tot referitor la stânele astea particulare. Eu v-am rugat să facem niște științe, niște avertismente, domnule, să nu intre cu... Să nu să, da. Și cu baze semnătură. Ori trebuie spre în poștă, ori să meargă cineva personal sau chemat, că trebuie neapărat, neapărat, la măsuri. Din cauza că ăștia fac aborturi. Ce să se întâmplă? Oanii în urmă, când era domnul... domnul Ordăr. Faceți un model, cum mă scuze, da. Mă rog, faceți un model modificat. Dar v-am mai făcut anul trecut. Vă dat un model pentru fiecare organizator de stână. Și rămânăm o notificare, să fie clar dinainte de stat, să fie clară situația cu pășunat. Și, adică, cei care pășunează în suprafețe particulare, să fie evidențiat clar asta și să obțină ceva de la noi, să obțină un document, că nu așa... Când am avut ceva probleme eu, domnul Ordăr, știți ce mi-a zis? Domnule, dați-o hotărârea Consiliul Local și mi-l trimiteți nou. Că interzis, nu știu, în baza hotărârii, eu pot să iau măsuri. Ei au un articol în lege, știu eu, de supravegherea animalelor, distrugere, dar aveau nevoie de o hotărâre a noastră. Ar fi câine, eventual. Este legislație. Este legislație. La legea pășunului este. Așa mi-a zis când era domnul Ulda. Și domnule, ar trebui să veniți cu o hotărâre a Consiliului Local. Și noi, pe baza aia, noi putem lua. Pe baza legii, nu trebuie de luat, deci trebuie de apărat. Dacă mai e cineva care vrea să scrie la cuvânt. Mai? Nu? Îl declarăm... Paște fericit! Să rugăm voi de Paște!